Care e motivul reținerii dumneavoastră? Furt. Ce fel de furt? Un safiu. De unde ați tras safiul? Schimbați-o. Și ce ați furat de acolo? Un safiu, de unul tot. Ce era în safiu? Bani. În ce somă? 160.000. Deci fundația respectivă este o fundație de caritate, deci o organizație de caritate. Deci, ca și activitate, lucrăm în rândul pătărilor social vulnerabili, ca și bătrâni, uitați, familii cu mulți copii care nu au un venit adecvat și mai departe. Deci, îi ajutăm cu material, cu pachete alimentare, cu lemne de foc, cu rechizite școlare, cu semințe de acum, primăvară, spre exemplu. Și deci, etc. Multe alte proiecte de genul ăsta. Safiul a fost tras din oficiul fundației. Corect. Safiul era fixat de podea de perete. Recent acum am mutat oficiul contabilității în oficiul ăsta nou acum și deci acum 2 săptămâni încă nu am reușit ca să punem și să întărim de fapt safiul în perete sau în podea. Era clară suma deja pentru că urma să fie dusă la bancă chiar în ziua aia. Deci era 181.000 de lei. Bani adunați în urmă la ce? Deci banii au fost adunați din donații locale și externe. Banii respectiv au rămas într-o sumă mai mare de bani care au fost dați pentru lemne de foc la familii social vulnerabile. Și deci banii respectiv au rămas și trebuiau duși în contul băncii noastre. Deja chiar în ziua când deja s-a întâmplat foc. Cu să fiu ce ați făcut? Banii ați scos de lucru, da? Da, exact. Câți bani ați întors poliției? 105.000. Restul banilor unde sunt? S-au cheltuit. Pe? Pe, am avut datorie. Cine a deschis să fiu? Eu. Cum? Cu Bulgaria. Vă recunoașteți, nu înțeleg?